Bun găsit la știri! De astăzi a demarat operațiunea intitulată generic fără câini comunitari pe străzile Sucevei. În primul rând sunt luate la puricat zonele unităților de învățământ din municipiul Suceava. La acțiune, dacă situația o va impune, vor participa și polițiști locali pentru a tempera spiritele încălzite ale iubitorilor de animale. Începând de astăzi am demarat acțiunea de strângere a câinilor comunitari fără stăpân din municipiul Suceava. Avem o prioritate zero, ca să spunem așa. Vorba de școli, unități de învățământ, acolo unde avem probleme deosebite, mă refer în primul rând la școala generală numărul 3, la liceu pedagogic, liceu de informatică, liceu economic, școala generală numărul 10, numărul 11, toate aceste unități de învățământ, grădinițele, toate aceste unități de învățământ vor avea o prioritate zero din partea primăriei. Nu vreau. Și vom acționa, astăzi avem două echipaje, minim 25 toatele echipaje. După ce vom rezolva și cu unitățile de învățământ, vom trece în asociație de proprietari, vom face un apel către asociațiile de proprietari să ne sprijine, să ne informeze unde sunt locurile care sunt mai ascunse. Mă rog, noi vom face o planificare, vă vom informa cu 2-3 zile înainte ca să ajungem în zona respectivă. Firma declarată câștigătoare are de îndeplinit o clauză. Despre aceasta aflăm amănunte de la edilul municipiului Suceava. Pe lângă angajații firmei, vor participa la operațiune și angajații primăriei de la domeniul public. Acest contract pentru prima dată are o clauză cantitativă foarte importantă. Dacă operatorul care e asociat cu primăria nu prinde minim 250 de câini într-o lună, se reziliază contractul. Deci dacă ne-ar ajuta Dumnezeu, merge pe o situație ipotetică, mai avem 3 luni zile pline până la sfârșitul anului, bine, prin sărbătorile de iarnă. Deci ar trebui o 750 de câini de pe străzi în acest an să dispară. Dacă luăm 750 de câini din rândul celor periculoși, agresivi, eu zic că este un lucru important. Deci m-ar interesa odată, sigur, prioritatea este școlii, nu spune problema. Doi, modalitatea de colaborare cu asociații de proprietari, o inventarieri, unii sunt mai mulți, unii sunt mai periculoși, un grafic, cum venim curățenia pe zone, că trebuie să avem și un soi de eficiență. Avem o experiență pozitivă cu o mare parte dintre dumneavoastră. În anul 2013, când timp de 2 luni de zile, chiar am reușit să strângem mai bine de 500 de câini cu echipa pe care o aveam la momentul respectiv la domeniul public. Vom continua să lucrăm exact de aceeași manieră. Veți fi anunțați în timp util de către domnul Hostiuc și colegii de la salubrizare, în așa fel încât în momentul în care venim în teren pentru a captura câini dintr-un anumit cartier, pentru că nu să alergăm să croșetăm orașul dintr-o parte în alta. În baza reclamațiilor, acolo unde sunt cele mai multe reclamații, de acolo vom începe. Asta după ce terminăm cu instituțiile publice, unde sunt foarte mulți oameni în pericol în fiecare zi, școlile și celelalte instituții publice. Vom lua cartier după cartier, asociație după asociație și în momentul ăla o să ne intersectăm pe teren, voi fi și eu, va fi și domnul Hostiuc. Acolo unde știm din experiență că avem și probleme cu unii iubitori mai determinați, vom fi și cu poliția locală. Ăsta va fi modul în care vom proceda. În baza numărului de plângeri, vom demara activitatea, pentru că există mormane de reclamații la primărie și știm și noi punctele fierbinți.